La nivelul Inspectoratului de Poliție Giurgiu, în anul 2013 au fost înregistrate 51 de cazuri de minori dispăruți față de 75 înregistrate în anul 2012. Toți copiii dispăruți în cursul anului 2013 au fost găsiți. Niciunul dintre minorii dispăruți nu au căzut pradă exploatării sexuale, cerșetoriei sau muncii forțate. Pe categorii de vârstă, între 5 și 10 ani, s-a înregistrat un singur caz de dispariție. Între 10 și 14 ani s-au înregistrat 17 cazuri, iar pe categoria 14-18 ani au fost sesizate 33 de dispariții. Dintre cele 51 de cazuri de minori dispăruți, 26 sunt din mediul urban, iar 25 din mediul rural. Problematica dispariției de persoane și, în mod special, a minorilor este una complexă. Sens în care, în astfel de situații, poliția desfășoară o gamă de activități în vederea identificării și găsirii persoanei respective. Sigur că sunt două situații distincte. Vorbim, pe de o parte, despre o dispariție voluntară, pe de altă parte vorbim despre o dispariție în sine. Mai multe despre copiii dispăruți aflați într-o ediție specială imediat după știri.